Salutare fraților, eu sunt Silver și în acest episod vom reacționa la top 30 transferuri confirmate și posibile. Iată că l-avem în plin plan pe egipteanul Mohamed Salah, dorit de cei de la Real Madrid, 25 de ani, cota acestui jucător de 200 de milioane de lire, dorit de Real Madrid, Paris Saint-Germain și Barcelona. Un jucător cu potențial destul de bun, a dovedit-o și la Liverpool și cred că va face față la aceste mari echipe. Vedem pe locul 29. Iată că pe 29 este Aaron Ramsey, galezul de... valorează 40 de milioane, 27 de ani, jucătorul celor de la Arsenal. Și iată că este dorit de Chelsea, iată un transfer destul de bun în Premier League. Și iată că îl vedem aici pe Bernd Leno, germanul, portarul celor de la Bayern, da, de la Bayern Leverkusen, 14 milioane pentru el, dorit de Liverpool și Arsenal. Îl vedem aici și pe galezul Gareth Bale, jucătorul celor de la Real Madrid. 100 de milioane valorează, 28 de ani, jucătorul celor de la Real Madrid. Și iată că este dorit de Manchester United. Un transfer destul de bun pentru el în cariera sa. Iată că vedem aici pe Raheem Sterling, englezul care valorează 80 de milioane, 23 de ani, jucătorul celor de la Manchester City, dorit de Real Madrid. Iată și pentru el un transfer destul de bun pentru cariera sa la o echipă precum Real Madrid. Îl vedem aici pe William Borges da Silva, brazilianul celor de la Chelsea, 32 de milioane, 29 de ani și cred că este dorit de FC Barcelona. Iată ce transfer vrea să facă Barcelona în această vară. Iată-l vedem și pe Paulo Dybala, se dau multe zvonuri că s-ar putea să ajungă chiar la Atletico Madrid, lângă Antoine Griezmann. 100 de milioane pentru el, 24 de ani și da, la Atletico Madrid este dorit foarte mult și este șansa de 70-80% că să ajungă la Atletico Madrid. Îl vedem aici și pe Anthony Martial, francezul celor de la Manchester United, 65 de milioane și pentru el, 22 de ani. Și este dorit de Juventus. Iată, în caz că îl va vinde pe Paulo Dybala la Atletico Madrid, îl va cumpăra pe Francesco Martial. Mai departe este Alvaro Morata, jucătorul celor de la Chelsea, 65 de milioane pentru el, 25 de ani. Iată un jucător destul de bun care poate face diferența și este dorit de FC Bayern München pe 21. Isco Alarcón, spaniolul celor de la Real Madrid, atacant destul de bun, a crescut foarte mult în ultimul timp, 75 de milioane, 25 de ani. Iată și el dorit de Chelsea. Ce transfer vrea să facă Chelsea în această vară? Iată, vedem și pe locul 20 pe Jan Oblak, portarul celor de la Atletico Madrid, 70 de milioane, o sumă destul de mare pentru un portar, 25 de ani și este dorit de Paris Saint-Germain. Iată ce sumă vrea să scoată Paris Saint-Germain pentru portarul celor de la Atletico. Iată și pe Antoine Griezmann, francezul celor de la Atletico Madrid, dorit foarte mult de Barcelona. Până la urmă a făcut ofertă și de 100 de milioane și acesta a refuzat. A decis să rămână la Atletico crezând că este mult mai bine pentru el și pentru cariera sa. Uite mai departe pe Jack Wilshere, englez și el, fundaș central, 18 milioane, 26 de ani, jucătorul celor de la Arsenal, dorit de AC Milan, iată că și AC Milan transfer din Premier League. Îl vedem mai departe pe Adrien Rabiot, cred că e jucătorul cel de la Paris Saint-Germain,
mijlocaș central, 45 de milioane, 23 de ani, da, jucător cel Paris Saint-Germain. Iată, dorit de Manchester United și Barcelona, concurență între cele două echipe pentru jucătorul francez de la Paris Saint-Germain. Mai departe îl vedem pe jucătorul celor de la Valencia, Rodrigo Marino, spaniol și el. Fundaș central, 25 de milioane, da, jucătorul celor de la Valencia, dorit de Manchester City, iată și pentru el un pas spre cariera sa în Premier League. Mai departe îl vedem pe jucătorul celor de la Paris Saint-Germain, pe argentinianul Javier Pastor, atacant, 18 milioane, 28 de ani. Să vedem de cine este dorit. Da, iată, dorit de Valencia în caz că îl va vinde pe jucătorul lor. Mai departe vedem de la Sevilla, francez, mijlocaș central, 20 de milioane, 22 de ani, da, jucător cel de la Sevilla, iată, dorit de Manchester United și Barcelona. Mai departe, Paul Pogba, care sunt șanse 80% să ajungă la Real Madrid, sunt multe zvonuri care se vorbește, da, 90 de milioane, 25 de ani, jucător cel de la Manchester United și este dorit foarte mult de Real Madrid. Da, după cum v-am spus, de Real Madrid își dorește foarte mult să-l cumpere. Pe locul 11 este jucătorul celor de la Leicester City, Riyad Mahrez. Mijlocaș ofensiv, 50 de milioane pentru el, 27 de ani. Dorit de Manchester City, iată un transfer iar de 50 de milioane în Premier League. Iată și pe Karim Benzema, atacantul celor de la Real Madrid, francez. 40 de milioane, are o vârstă ce drept, 30 de ani și cred că este dorit de Arsenal sau... Da, iată, este dorit de Arsenal. Mai departe îl vedem pe Emre Can, tot german, mijlocaș defensiv, 28 de milioane, 24 de ani, jucător cel de la Liverpool, dorit și el de Juventus. Iată, mai departe îl vedem pe jucătorul cel de la Manchester United, pe italianul Matteo Darmian, mijlocaș ofensiv dreapta, 12 milioane, 28 de ani și iată și el dorit de Juventus. Juventus se mișcă bine până acum pe piața transferurilor, îți dorește să cumpere mulți jucători. Mai departe vedem pe Thomas Lemar de la AS Monaco, francez, 65 de milioane pentru el, 22 de ani. Da, uite, jucător de la AS Monaco, dorit de Manchester City, un transfer destul de important pentru cariera lui în Premier League, unde sigur va crește mai mult. Da, și iată și pe Andres Iniesta, care a plecat de la Barcelona, s-a dus în China pentru a-și încheia cariera acolo, 33 de ani. Și Barcelona caută înlocuitorul său. Iată pe locul 5, Courtois, belgianul Courtois, portar 65 de milioane, 25 de ani, portarul celor de la Chelsea, dorit și el de Paris Saint-Germain, 65, iată că Paris Saint-Germain bagă mâna în buzunar și scoate mulți bani pentru a căuta portar. Mai departe îl găsim pe Samuel Niguez, francezul celor de la Atletico Madrid, mijlocaș central, 70 de milioane, 23 de ani are. Și iată, Arsenal este în stare să ofere 70 de milioane pentru el. Iată că pe locul 3 îl găsim pe Kurzawa, francezul celor de la Paris Saint-Germain, 25 de milioane și el, 25 de ani. Și este dorit de Chelsea și Tottenham, iată, și Manchester United, concurență mare pentru jucătorul cel de la Paris Saint-Germain. Mai departe îl găsim pe italianul Leonardo Bonucci, fundașul central celor de la Milano, vârstă și el 30 de ani, 35 de milioane și este dorit de... Iată, Manchester City oferă 35 de milioane pentru fundașul cel de la Italia. Mai departe, pe locul 1 găsim pe Neymar Junior, 260 de milioane pentru el,
După ce anul trecut a fost vândut de la Barcelona cu 220 de milioane, acum costă 260 de milioane și este dorit de Real Madrid și Manchester United. Ok, fraților, aici voi încheia și eu. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like și dacă vreți să distribuiți mai departe. Toate cele bune, pa, pa!